Această variație a culorii pe suprafața irisului o numim în mod generic heterocromia iriană. În schimb, acum vom face diagnosticul diferențial, vom denumi, de fapt, corect această uh, marmorare a irisului, această modificare a culorii pe suprafața irisului. Acest pacient, de exemplu, la ochiul drept, prezintă o culoare uniformă a irisului, pe când la ochiul stâng, în uh, cadranul superior, acest iris este decolorat, are o culoare albastră. Această uh, modificare a pigmentației pe suprafața irisului nu are nicio implicație patologică, dar va trebui să o denumim corect. Această marmorare a irisului la cei doi ochi sau numai la un ochi se numește heterocromia iridis și nu trebuie să fie confundată cu heterocromia iridium care se caracterizează, cum o să vedem la această pisică, prin culoare uniformă, total diferită, dintre un iris și celălalt, sau, cum și la acest cățel, ochiul stâng prezintă un iris bleu, iar cel drept maro.